Pe 4 iulie 1776, 13 colonii britanice de pe coasta de est a Americii de Nord s-au întrunit pentru a vota și își declara independența față de metropolă. Și au făcut asta cu o declarație, o declarație scrisă aproape în întregime de un tânăr politician pe care îl chema Thomas Jefferson. Avea 33 de ani la momentul respectiv. E o declarație absolut remarcabilă, pentru că a pus fundațiile întregii filozofii pe care s-a construit statul american și Constituția americană. Și în ea există un paragraf care a rezonat, rezonează și probabil va rezona încă mult timp de acum încolo, nu doar în mintea americanilor, dar și altor oameni, anume ăsta, care zice așa: considerăm aceste adevăruri ca fiind evidente, anume că toți oamenii sunt creați egal, că ei sunt dăruiți de creatorul lor cu niște drepturi inalienabile și că printre ele găsim viața, libertatea și căutarea fericirii. Căutarea fericirii. E o țară care are căutarea fericirii înscrisă în Constituție. Ce interesant pentru mine e că Jefferson a fost foarte tare influențat când a scris această declarație și în particular acest paragraf de scrierile unui filozof britanic, o mare figură a iluminismului, John Locke, care a introdus în filozofia politică, să zic așa, noțiunea de drepturi naturale, pe care John Locke le vedea ca drepturi care nu se cer afirmate, pentru că derivă din însăși natura umană, din însăși natura divină, dacă vreți, a naturii umane. El s-a inspirat foarte mult din Biblie când le-a vorbit despre ele și le-a identificat ca fiind naturale. Și John Locke le numea pe cele mai importante dreptul la viață, libertate și proprietate. În mod interesant, Jefferson a înlocuit proprietatea cu căutarea fericirii. Vedeți, nu cu fericirea însăși, ci cu căutarea ei. Cumva a intuit, și eu cred că a intuit foarte bine, că deși dreptul la proprietate și la, nu știu, la prosperitate, dacă vreți, la-ți căuta prosperitatea, e un drept important, pentru ființa umană căutarea fericirii e mai importantă decât căutarea prosperității. Și eu cred că el a avut dreptate spunând asta. Discursul meu de astăzi este un foarte, foarte scurt tratat despre fericire. Nu mă pretind expert și cu siguranță nu o să vă dau un răspuns care să satisfacă toate unghiurile subiectului. Cred că ar fi nevoie de mult, mult, mult mai multe ore și cred că nici atunci n-ați căpăta un răspuns exhaustiv. Dar o să încep niște unghiuri. Deci dacă vă întrebați ce e fericirea, o să constatați foarte repede că nu o să știți să răspundeți nici pentru voi foarte bine. Și cu atât mai puțin să o definiți pentru altcineva. În principal pentru că e un afect, e o emoție, e o trăire personală. Și fiind o trăire personală, e a noastră și nu neapărat e ceva ce se potrivește pentru toată lumea. Ce ne face pe noi fericiți poate nu se potrivește pentru toată lumea. E și greu de măsurat din cauza asta, pentru că nu poți decât să-i întrebi oameni la ce ai de făcut. Și sunt multe, multe tipuri de răspunsuri posibile, dar sunt în seara asta în fața voastră cu acest subiect, pentru că foarte mulți dintre oamenii cu care mă întâlnesc o definesc ca fiind căutarea unui spațiu de beatitudine, dacă vreți, de confort, de lipsă de griji, de securitate, de lipsă privațiuni materiale, dacă vreți, să pot să-mi satisfac dorințele, să pot să mă duc unde vreau, să pot să fac ce să trăiesc pe placul inimii mele. Adică, cu alte cuvinte, o decodează ca o pornire hedonică. Dacă mi-e bine, înseamnă că sunt în pace, nu am nicio nevoie, n-am nicio presiune. Dar e oare așa? Dacă ar fi așa, sunt foarte multe lucruri din jurul nostru pe care nu le-am putea explica. O să vă dau doar 3 exemple foarte simple. Asta este accesul către vârful muntelui Everest. Se întâmplă în fiecare an cu sute de oameni. Unii dintre ei nu se mai întorc. Drumul până acolo
e presărat cu cadavrele celor care au încercat înaintea lor, literalmente. Nu pot fi aduse înapoi de la înălțimea aia, e imposibil. Nu pot zbura elicoptere la înălțimea aia, alpiniștii nu pot să care înapoi morții, de-abia se aduc pe ei înapoi, îi las acolo. Sunt pe marginea drumului, toată lumea îi vede. Și totuși, tu te dăm, eu fac asta în fiecare an. De ce naiba? Nici măcar asta nu cred că se poate explica și asta mulți dintre voi din sală ați făcut. De ce vă duceți să alergați la maraton? Pentru mine e un mister asta. De ce te-ai supune la chinul ăla? Sau asta? Nu știu dacă îl recunoașteți, e Tibiu Șeriu, pare foarte fericit în poza asta și cred că era foarte fericit. E un interviu pe care l-a dat imediat după ce a câștigat maratonul Polului Nord. Un maraton la care s-a ales cu degerături la ambele picioare. Ar trebui să fie ultra disperat. Și nu e. Deci probabil că mai e o altfel de explicație pentru fericire decât aceea că e hedonică. Și o primă explicație a dat-o Aristotel cu mulți, mulți ani în urmă. El a scris un fel de tratat de etică. Acum mai zicem că e tratat de etică, el n-a numit-o așa. A scris un fel de carte de înțelepciune pentru fiul lui Nicomachus. Și acolo a introdus noțiunea asta de viață împlinită, eudaimonia, îi zicea Aristotel, o căutare a unui sens bun în viață. El vedea viața împlinită oarecum în cheia stoică despre care vorbea mai devreme Marius, ca fiind o viață dusă spre virtute, arete, îi ziceau grecii. Acum știm că e un pic mai mult decât atât, noțiunea de viață împlinită e un pic mai mult decât virtutea. Și atunci se pune întrebarea, de unde vine nevoia asta de împlinire? Dacă avem nevoia asta de împlinire și e adevărată, de unde vine ea? Și eu cred că ea vine din tema acestui TEDx, și anume vine din... E o chestiune de timp. Cred că eu cred asta, e o credință, nu am nicio dovadă pentru ea. Dar cred că vine din conștiința morții. Cred că vine din faptul că știm că avem puțin timp pe pământul ăsta și simțim nevoia să facem cu el ceva bun. Imaginați-vă un pic, foarte mulți dintre noi poate că ne-am gândit că ce bine ar fi să trăiești veșnic, dar ar fi? Imaginați-vă că trăiți veșnic. Vă imaginați cum ar fi viața voastră? Vă imaginați cum ar fi valorile voastre? Nu vedeți că orice valorizăm, valorizăm pentru că ne costă timp? Ce e generozitatea dacă ai tot timpul din lume? Ce e curaj? Ce e iubirea? Ce e altruism? Nimic din valorile noastre n-ar trăi dacă timpul nostru pe pământ ar fi infinit. Avem un basm aici, care e foarte profund filozofic, după părerea mea, ăsta cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Cred că ați fi în situația acelui personaj, dacă și toți am fi dacă am trăit veșnic. Indiferent dacă acceptați că asta e adevărat sau nu, există oameni care au studiat subiectul. Mulți. Vă dau doar puține exemple aici. Unul dintre ei e Viktor Frankl, care a scris o carte foarte, foarte celebră. Sunt sigur că foarte mulți de aici din sală ați citit-o. Dacă n-ați citit-o, căutați-o și citiți-o. E scurtă și foarte, foarte de impact. Se numește Omul în căutarea sensului vieții, Man's Search for Meaning. Viktor Frankl era psihanalist austriac, a fost supraviețuitor al Holocaustului, a fost deținut la Auschwitz. Și el a constatat chestia asta, că oamenii, colegii lui deținuți de acolo, în momentul în care își pierdeau noțiunea de sens, când nu credeau că nu mai au pentru ce trăi, mureau foarte repede. Din acel moment încolo, supraviețuirea lor era doar o chestiune de timp și nu mult. Și a dat peste această noțiune pe care a prins-o în acest paragraf din carte, în care spune că ar trebui să învățăm, nu doar pentru noi, dar și pentru cei din jurul nostru, că problema nu e ce contează cu adevărat, nu e ce așteptăm noi de la viață, ci ce așteaptă viața de la noi. Ce e foarte profund în paragraful ăsta este că observați că sensul vieții e definit ca fiind extrinsec nou, ca fiind transcendent nou. Adică viața noastră are sens nu dacă ne nouă bine, ci dacă facem ceva cu ea care lasă bine în lume, care face bine în lume. Adică ne găsim sensul în binele pe care îl facem în afara noastră, nu doar în binele pe care îl facem în interiorul nostru. Dar există și un psiholog care a văzut lucrurile invers sau altfel. Abraham Maslow, pe care toți îl știți de la celebra
în poveste cu piramida, teoria e falsă, să știți. Și e falsă tocmai pentru motivul pentru care, pentru cea mai importantă cercetare a lui, care a fost despre noțiunea de autoîmplinire. În particular, nu știu dacă știți, Maslow și-a studiat teoria întâi pe cimpanzei, ca să vadă care e diferența între felul în care se comportă cimpanzeii și oamenii, și din cele 5 categorii de nevoi pe care le-a identificat, doar una e specifică oamenilor, și anume asta, nevoia de autoîmplinire, nevoia de a ne împlini sinele ideal. Maslow spunea, whatever man can be, must be. Adică avem nevoia să ajungem la cea mai bună versiune a noastră. Și atunci de ce nu o facem? De ce nu o facem toți? Și răspunsul lui este, și mi se pare că are foarte mare dreptate și cred că acest răspuns îi și invalidează teoria, este că inhibiția, ceea ce ne inhibă drumul către propria devenire e frica. Frica de multe lucruri, frica de necunoscut, frica de părerile celorlalți, frica de impostură, frica de a fi inadecvat și așa mai departe. Și el a spus acest, a dat acest citat pe care îl iubesc foarte tare, că putem să alegem să mergem înainte, către creștere și devenire, sau putem alege să ne întoarcem către securitate. Și o alegere pe care o facem tot timpul. Creșterea trebuie aleasă în fiecare zi, frica trebuie învinsă în fiecare zi. Și dacă uitați la foarte multe cercetări care s-au făcut mai recent în subiectul ăsta, o să găsiți această dihotomie peste tot. Vă dau doar un singur exemplu, poate mulți ați citit sau ați auzit, a fost și prezentat aici, cartea psihologiei Carol Dweck, care se numește Mindset și vorbește de Growth Mindset versus Fixed Mindset, e aceeași dihotomie. Hai să vedem cum funcționează de fapt. Avem în ultimii 20-25 de ani multe cercetări în zona asta a fericirii, de când a emers în psihologie o ramură care se numește psihologie pozitivă și care studiază psihologia oamenilor care sunt ok cu ei, nu doar a celor care au probleme. Și pe scurt, așa, cursul super scurt, e așa. Avem un nivel de bază de fericire. Fiecare dintre noi avem un fel natural de a fi fericit sau mai puțin fericiți. Îmi pare rău să vă spun, dar așa e. Avem un nivel de bază de fericire și el este destul de mult determinat genetic. Poate fi îmbunătățit prin practici ca meditație, terapie, dar există o limită la chestia asta. Ce interesant este că influențele externe sunt trecătoare. Pentru că suferă de fenomenul de extinție. Mintea noastră normalizează situațiile în care ne găsim în viață și după ce le trăim o vreme, devin normal. Adică dacă eu câștig la loterie sau voi câștigați la loterie și eu îmi rup un picior, în primele câteva luni o să fim voi extatici și eu supărat, după care o să ne revenim la modul nostru normal de fericire. Foarte puține lucruri influențează nivelul nostru de fericire pe termen lung și ele nu sunt hedonice, pentru că aceste componente hedonice, bunăstarea, eu știu, liniștea și așa, suferă de fenomenul de extinție. Și nu numai asta, dar tindem să le evaluăm prin comparație cu alții. Și asta face că tot timpul avem nevoie de mai mult și mai mult și mai mult și investim tot timpul mai mult și mai mult timp și energie în lucruri care, până la urmă, nu ne aduc fericire, pentru că se sting. Iar există o dimensiune igienică pentru stimuli hedonici, adică dacă suntem chiar săraci praștie, asta ne face nefericiți. Adică e un nivel de hedonism sub care nu putem coborî pentru că, într-adevăr, ne face nefericiți. Dar nu e foarte mare. E cam pe la nivelul, eu știu să zic așa, venitului mediu într-o economie. Și o să puteți să mă întrebați, ok, dar dacă eu cred că fericirea e hedonică, care e problema? Uitați care e problema. Problema e că aveți o foarte mare risc să intrați în această capcană hedonică, să vă măsurați viața după alții, să încercați tot timpul să țineți pasul cu alții și dacă sunteți lideri, apropo, e cineva aici, cine de aici conduce organizații, oameni sau echipe? Puteți să ridicați o mână? Ok, am niște paragrafe pentru voi. Pentru că eu am văzut foarte mulți lideri care consideră că fericirea e hedonică, din păcate. Credința pe care o capeți este că oamenii fericiți nu mai fac nimic. Intră într-o zonă de confort și acolo rămân. Ca atare, scopul tău ca lider este să-i faci nefericiți.
Pe bune, nu glumesc. Nu și-o reprezint așa, dar exact ăsta e. Și îi faci nefericit punând tot timpul presiune pe ei. Și presiunea îi face pe oameni să miște, numai că amenințarea nu produce mișcare către devenire, produce mișcarea care evită amenințarea, adică ceea ce generează o motivație complet greșită, care se stinge în timp și care îndepărtează pe oameni, de fapt, de la noțiunea de a face ceva împreună. Deci astea sunt cele două tipuri de implicații pe care le veți găsi. Dar dacă considerați că e eudaimonică, că e despre împlinire, păi dacă considerați că e eudaimonică, atunci o să căutați lucrurile care vă împlinesc. O să căutați lucrurile care rezistă pe termen lung. O să căutați lucrurile care vă țin nivelul de fericire activ și sus. Și deși împlinirea, poate paradoxal, sună că umpli un pahar și după ce l-ai umplut, e umplut și s-a terminat, ea de fapt e insațiabilă, pentru că nu e niciun om care zic că sunt suficient de împlinit. Adică o să vă doriți dintotdeauna să fiți împliniți. Dacă sunteți lideri, o să înțelegeți că dacă vreți ca oamenii voștri să se ducă înainte într-o direcție, trebuie să le faceți direcția aliniată cu propria lor imagine despre fericire, despre eudaimonia. Asta înseamnă că trebuie să le micșorați stresul, trebuie să le măriți încrederea în ei și trebuie să le alimentați nevoia lor de împlinire, de progres, de sens în viață, să faceți ca lucrurile să aibă sens pentru ei. E complet altfel de demers. Cele două credințe generează demersuri complet diferite. Și ar putea să spuneți, da, dar eu știu mulți oameni care se mulțumesc cu zona lor de confort. Și eu știu, am fost unul dintre ei, sunt și acum, din când în când, și mă trezesc la realitate. Dar țineți seama de asta, confortul nu e niciodată o manifestare de bine, e întotdeauna o manifestare de frică. Stăm în zona de confort pentru că în afara ei e periculos. Dacă vreți să ieșiți din zona de confort sau vreți să-i faceți pe alții să iasă din zona de confort, faceți ca în afară lucrurile să fie, să fie de dorit, să fie lucruri la care oamenii aspiră și nu să măriți presiunea asupra lor. Și e valabil și pentru voi. Ca în vorbele lui Maslow, creșterea trebuie aleasă mereu și mereu, frica trebuie învinsă mereu și mereu. În loc de concluzie am un singur slide. Am să-l las să defileze singur. E despre ce regretă oamenii pe patul de moarte. E o cercetare făcută prin instituții de-astea de grijă paliativă pentru bolnavi de cancer terminal. Și vă las cu două întrebări. Ce lucruri pe care acum le urmăriți și vi se par importante nu sunt pe lista asta? Și ce lucruri care sunt pe lista asta, nu sunt pe lista voastră de lucruri importante. Vă mulțumesc!